Chiari Live Radio Session. Chiar din studio. Asta e dedicată celor care au crescut pe poveștile Electrecord. Adică da, mulți dintre voi sunt de acord că ele au adus un mare aport la dezvoltarea ulterioară. Okay. Ba chiar unii din cei care au atins vinil de mici au ajuns să fie DJ. Doi dintre ei sunt frații mei din Cadija. Pentru ei, pentru voi, dau cu pace. Ascultați ce spun aici. Mă simt într-o formă extraordinară. Am să vă prepar o ciulamare din urechi de elefant, să vă lingeți degetele în apă. Dimineața soarele mi-a răsărit în colțul geamului. De acolo în colțul genelor, un nou prilej pentru omul lui. Martor al minunii, m-am născut de nou și nu știu de unde. Sunt copilul clipei când trezirea și visul se întrepătrund. E prezent un moment imanent, îl întâmpin cu brațe deschise. Parcă a mai crescut plopul, un deja vrut în alte vise. Aruncându-mă pe cracă, cobor la poalele blocului de 10 etaje și încep să umblu alene pe alee. Ca atunci când eram puștan și cutreieram pe Maidanul de Macadam, jucând pac-pac, țac-așah, uneori până se întunece. Înapoi acasă, luam pick-up-ul de braț, îi dădeam play și îl lăsam să alunece încet. În vremea aceea, Coana Leana ocrotea Polimerii, iar casa de discuri care deținea monopolul edita Jules Verne, Ion Creangă, Călin Grue, etc. Iar eu dădeam o cold în câteva rotații, Pământului în 80 de zile cu Phileas Fogg. Mă opream la 40 de zile să întorc discul. Sau dădeam switch la pitch din 33 la 45, când ascultam Neghiniță sau alte treburi de-astea mici. Vorbeam cifrat precum capra cu iezii și de câteva ori pe zi prindeam bondari căzuți în frezii și citeam poezii de Tudor Arghezi. După ce colindam pe alee, mă întorceam ca o cheie pentru o nouă idee de joacă, de pe placă. Și asta de la vreo câțiva ani până să cresc găligan. Mă gândesc destul de des și acum la ce ascultam. Cocoșelul neascultător cu Ion Lucian, 5 săptămâni în balon sau Capitan la 15 ani, Tănilă Prepeleac care se lua cu un drac și venea de hac, îl făcea mat cu un cal între picioare dând o tură de lac. Sau Vine tu cu Ion Caramitru, când veneau ianchei să le ia pământul cu Teodolito. N-am dat uitării dramatizările de Silvia Chierin. Aș trece la Răboi și Tom și Hac detectivi, cu Stella Popescu și Alexandru cine? Alexandrina Halic, căutând comori și mistere în pădurea de sicomori. Vijelioșii, vrăjitorul apelor, Prinț și cerșetor, cu Silvia Chico și în dublu rol. Os de Frank Baum, Povestiri după Hauf, sau Dans în ritm de fals cu Familia Strauss. Mateaș Găscaru, Craiu Criș, Micu Prinț, cu înțelepciune de necuprins. Seria Legendele Popoarelor, Cireșarii,
poveste de demult și norocul pădurarului și aici ar fi loc să enumăr sute, dar o să mă rezum să vă spun doar atâta. Discul e presat, merge unspre cum Floriol. Odinioară ascultam nada florilor. Am rămas influențat de multe din aceste teme. Pe melodii ele îmi revin la o vreme. De exemplu, uneori sunt înclinat să dau duma misterios și sumbru ca la Leoa Neagră de Alexandre Dumas. Sau ghidoși ca un foc în Alice în Țara Minunilor. Sau cum flow în formă rectiliniu și uniform lin, ca un disc de vinil acompaniat de un fir de praf când intră și vede la membrana de la boxa mea un nitra. Fie minunat, minunat. Facem turte din ea. Îmi mai plăcea Alibaba cu Sesam, deschide-te. Am învățat atunci să nu mă uitam Nesam cuvintele. Dar ca la teatru radiofonic am găsit o soluție. Scriu pe foaie și dacă nu ți-e clar îți citești și distribuția. Trebuie să fie minunat. La percuție Tavi Scurtu e principalul actor și DJ Rusu la samplo, iar la scratch-uri și cut-uri DJ Flore. La bass electric pro și la sax e Iordache și Alex la vibrafon. Povestitor norzeatic în cale poșea e de bicicletă prala, că e momentul să schimb foaia. Bine așa. Post scriptum. Ascultă muzica pe disc, fiindcă sunetul e cald, real și original. N-are egal în digital. Respect in peace Electric Record, celebra casă care ne-a dat și jazz și atâtea vise frumoase pe care le depunem azi. Pace! Și refrenul? Dacă ai crescut pe povești, pun o mână sus. Dacă ai fost colecționar sau ești, pun o mână sus. Dacă le-ai stricat pick-up-ul lor tăi, pun o mână sus. Dacă ai un mixer cu două căi, pun o mână sus. Dacă frecventezi un anticar, pun o mână sus. Dacă îți place sări, sau măcar pun o mână sus. Pentru DJ Flore și Ru, pun o mână sus. Norzeatic și Khadija Crew, încă o mână sus și ne-am dus. Mai vin și plașnetare cu maimuțe vii? Auzi cântece. Ce cântece? Fel de fel. Unele mai scurte, altele mai lungi. Rafe, de ce... De ce vorbești mereu, nenii?